Ce a fost lung a trecut, mai sunt doar 6 ore și 3 minute, doamnelor și domnilor, până în momentul în care vom afla rezultatul votului fiecăruia dintre cei care ați participat la momentul electoral de astăzi pentru Parlamentul European, pentru primăria din orașul sau comuna noastră, pentru consiliile județene. Sunt foarte mulți oameni care au venit deja la vot. Prezența depășește estimările. Ne apropiem de 4,5 milioane de alegători care și-au exercitat deja dreptul pentru ambele voturi, și pentru europarlamentare și pentru alegerile locale. Dar atenție, niciodată parcă n-am avut atât de multe episoade violente, atât de multe episoade grave. Și unul dintre ele, cel despre care vă vorbim chiar acum, este unul de mită electorală. Plicuri cu bani, pur și simplu, au fost găsite plicurile cu bani pregătite pentru alegători. Salariu minim pe economie, cam ăsta era mercurialul, Delia, cam asta era suma pe care o pregătise la plic cetățeanul cu mașină germană, care umbla pe străzile de unde? Din Ștefănești de Jos, desigur. O să revenim la Delia. Pare că s-a furat și semnalul, nu doar startul votului acolo la Ștefănești. Repet, 21.400 de lei avea asupra sa cetățeanul care a fost prins în flagrant după ce fusese semnalat că cineva împarte bani alegătorilor pentru a le obține un vot, desigur, bine orientat. Carmina Pricopie, senior editor Antena 3 CNN, are detalii despre acest episod. Cum spuneam, Carmina, cred că e cel mai grav de până acum. Am mai văzut acuzații de tentativă de influențare a votului prin diverse avantaje. Aici e clar, e cu sume, cu plic, cu flagrant. Bună ziua, așa este, și nu este singurul incident înregistrat până acum în localitatea Ștefănești, care pare să fie cea mai vie din toată Europa. Suntem la secția de votare numărul 274, iar procesul electoral merge foarte, foarte greu. Am fost și în sala, în interior, acolo unde sunt amplasate 5 cabine de vot. Rar am văzut 2 sau cel mult 3 persoane în cele 5 cabine de vot pentru a-și exercita votul. Cu toate acestea, este foarte aglomerat în interior, este foarte aglomerat afară, sunt zeci de oameni care așteaptă de mai bine de o oră să intre și să-și exercite dreptul la vot, însă din motive deocamdată necunoscute nu reușesc să intre, poate și pentru că înăuntru sunt mult prea mulți observatori, așa după cum ne-am putut da seama din acele legitimații pe care le poartă la gât, oameni care dau indicații pe aceste holuri. Ceva mai devreme l-am văzut pe un domn sunând la 112, pentru că observase acolo undeva în mulțime oameni despre care știa că nu locuiesc în Ștefănești de Jos, și i-a reclamat la poliție. A venit poliția. În aceste momente polițiștii discută cu cel care a sunat la 112 pentru a vedea exact care sunt persoanele pe care le-a văzut aici și care nu ar avea dreptul să voteze în această zonă. Sunt 7 secții de votare în Ștefănești, toate sunt aglomerate, însă aici, prin tradiție, la secția 274, incidentele se țin lanț de dimineață. Doar omuleții verzi cred că mai trebuie să aterizeze în Ștefănești ca să fie complet pachetul de întâmplări exotice, extravagante, dar și penale. Vedem acum imagini, Delia e cu noi, chiar din locul unde s-a organizat flagrantul, unde a fost reținut cel care avea, câte plicuri avea, cum erau împărțiți banii, Delia? 6 plicuri? Da, așa este, 6 plicuri împărțiți banii pentru persoanele care se aflau pe aceste liste electorale, care de asemenea au fost găsite în mașina acestui individ, astfel membru al unui partid. Și important de menționat că este și angajat la primăria Ștefănești în calitate de inspector cu specializare pe monitorizarea unităților de învățământ. Chiar în aceste momente îl vedeți, are cătușile la mâini și încearcă polițiștii să discute cu el. În sprijin sunt și luptătorii de la serviciul pentru acțiuni speciale, pregătiți să intervină în orice moment dacă situația o va impune. Flagrant organizat. De-aia e nevoie de forțe speciale, să nu arunce cu alte plicuri. Ca de obicei, la noi când e să facem o peretă, facem o peretă. Deci nu suntem în stare să organizăm
secția de votare astfel încât să funcționeze, dar venim probabil cu elicoptere, amfibii și ce mai aduce acolo ca să-i pună cătușe unuia care umblă cu plicurile cu bani. Foarte bine că l-au reținut, dar nu cred că era nevoie de toată desfășurarea asta de paradă. Vedem aceste imagini în continuare de acolo din Ștefănești. Polul prostiei instituționale din România, nu știu cum să o numesc altfel, este dovada unei incompetențe crase a autorităților de la prefectură, poliție, jandarmerie și cine or mai fi cei responsabili cu buna organizare a legilor de fiecare dată. Mergem însă la colega mea, Berta.